Spitalul de îngrijiri paliative Ilișești este un spital nou înființat, situat între Suceava și Gura Humorului, într-o zonă deosebită, montană, accesul fiind foarte facil chiar din drumul național care leagă cele două orașe. Spitalul oferă servicii de îngrijire paliative în regim de spitalizare continuă și beneficiază de cele mai înalte standarde hoteliere și de dotare. Impresia a fost, cum am spus, excepțională. Nu extragerez cu nimic, am luat în tot felul de spitale. Se face bine un om care suferă. Cam aceasta este părerea tuturor pacienților de la Spitalul de Îngrijiri Paliative Ilișești. De fapt, asta își dorește colectivul acestei unități spitalicești. Obiectivul principal al colectivului de aici este de a asigura asistența medicală a pacienților de îngrijiri paliative, oncologici și non-oncologici, la cel mai înalt nivel calitativ, având în acest sens o echipă multidisciplinară de profesioniști, dotări și echipamente moderne și circuite sau protocoale specifice utilizate la nivel internațional. Conceptul de paliație fiind la început în România, doctorul Vladimir Poroh, medic primar îngrijiri paliative, a explicat în ce constă această noțiune. Îngrijirea paliativă reprezintă acea formă de îngrijire completă, totală, deci și complexă, a unor pacienți care suferă de o anumită categorie de boli, respectiv de boli cronice, progresive, limitatoare de viață. Asta, pe înțelesul spectatorilor, înseamnă că acești pacienți, din păcate, au boli incurabile, boli care nu mai beneficiază de tratament curativ, adică de vindecare. Totuși, noi în îngrijirea paliativă, noi cei care lucrăm în această supra-specializare medicală, întotdeauna suntem obișnuiți să spunem că se mai poate face ceva pentru acei oameni, respectiv alinarea suferinței și implicit creșterea calității vieții. Asta este un principiu definitoriu al îngrijirii paliative. Categoriile de boli eligibile pentru îngrijirea paliativă sunt acele boli, cum spuneam, de obicei incurabile, respectiv, în primul rând, cancer, că este exemplul cel mai la îndemână pe care îl putem oferi, dar și alte boli care sunt non-oncologice, cum ar fi insuficiențe cronice de organ, cardiacă, renală, boli pulmonare cronice, cu fibroze pulmonare cronice, pot fi boli neurologice, scleroză amiotrofică laterală, scleroză în plăci, cum mai este cunoscută în limbaj mai accesibil, boli psihice, cum ar fi demența și așa mai departe. Și din păcate, mulți pacienți au nevoie de îngrijire paliativă. Foarte, foarte mulți pacienți nu beneficiază de nicio formă de îngrijire paliativă și din păcate se sting acasă în suferință, deosebi în dureri foarte mari, ceea ce, bineînțeles, că afectează în mod grav calitatea vieții acestor pacienți. Noi vizăm în mod special calitatea vieții pacienților. Asta este foarte important. Îngrijirea paliativă nici nu își propune să scurteze, în mod evident, dar nici să prelungească o suferință în mod inutil. Ne concentrăm pe calitatea vieții atâta cât mai are de trăit acel om. Zile, săptămâni, luni sau ani, depinde de boală, depinde de stadiu și așa mai departe. Adică privim pacientul ca pe un întreg, nu ca pe un om bolnav, un trup bolnav care se află în fața noastră, ci un om care are diverse suferințe, nu numai fizice, astea sunt poate mai la îndemână de întrevăzut și sunt cumva fac obiectul și altor specialități medicale, dar omul este format și din simțăminte, sentimente, suflet. Dacă am dori să ne ocupăm de toate, de suferința practică a persoanei care se poate reflecta pe toate cele patru planuri enunțate,
ne trebuie o echipă de profesioniști, da, o echipă interdisciplinară, da, specifică îngrijirii paliative, care e formată din medic, asistent medical, infirmier, dar și psiholog, consilier spiritual sau preot și asistent social. Scurt, multă lume, din păcate, confundă îngrijirea paliativă cu îngrijirea pacienților aflați în stare terminală. Starea terminală este definită în îngrijirea paliativă ca ultimele 48 de ore din viața unui pacient. Așa, dar multă lume, cum spuneam, pune semn de egalitate între îngrijire paliativă și locul unde merg pacienții ca să moară, practic. Este cu totul un lucru absolut fals. În îngrijirea paliativă este în esență vorba despre viață, chiar dacă în ultima parte sau ultima parte a vieții unui pacient, facem tot ce putem pentru a crește calitatea vieții acestor pacienți. Doctorul Poroh a dorit să sublinieze și deosebirea dintre un spital de îngrijiri paliative, cum este cel de la Ilișești, și un azil de bătrâni, deoarece adeseori se fac, din păcate, confuzii. Aici nu numai că oferim un spațiu hotelier, considerăm noi având condiții foarte bune, în esență contează foarte mult activitatea, ceea ce se petrece aici, respectiv faptul că acești pacienți, pe lângă problemele pe care le au și pentru care ni se adresează, au o serie de alte comorbidități, boli cronice, de obicei, multe, chiar multe uneori, și toate necesită supraveghere medicală, necesită urmărire, necesită tratament, necesită analize, alte explorări și așa mai departe, uneori recuperare, kinetoterapie. Așadar, pe lângă tratamentul simptomatic, specific de fapt îngrijirii paliative pentru durere în mod special, dar și pentru alte simptome fizice, se pune accent și pe tratamentul suportiv, da? Pentru a echilibra pe cât posibil statusul unui pacient și a-i reda, de exemplu, posibilitatea de a se deplasa, posibilitatea de a se auto-îngriji și așa mai departe. Toate aceste lucruri, de fapt, au scopul de a crește calitatea vieții. Asta este principiul de bază. Așadar, deosebirea este netă. Un spital, sigur, oferă o gamă de servicii mult mai complexă, o supraveghere medicală și un personal calificat. Doctorul Poroh a subliniat și importanța parteneriatului cu aparținătorii pacienților. Suportul familiei este foarte important, chiar dacă și-ar trebui să înțeleagă asta familiile, respectiv faptul că uneori pot fi depășiți sau copleșiți la domiciliu în situația în care au de îngrijit un astfel de pacient care, spre exemplu, este imobilizat la pat și necesită supraveghere 24 de ore din 24, nu trebuie privit acest lucru ca pe un abandon al pacientului, faptul că îl aduc într-un centru de paliație, ci dimpotrivă ca pe o preocupare pentru a-i oferi o calitate a vieții cât mai bună într-un mediu, cum spuneam, profesionist. Cele menționate de doctorul Poroh au fost confirmate de pacientul Gheorghe Moroșan, care se recuperează după un accident vascular. Este o unitate foarte bine ancorată și singura din județ care răspunde anumitor cerințe. Nu există altă unitate în județ care să asigure condiții necesare pentru o perioadă de recuperare. Este o perioadă de tranziție până de recuperare, așa, în care este absolut nevoie de o asistență permanentă. Personalul este receptiv la toate doleanțele și nu se pune nicio problemă din ceea ce privește calitatea serviciilor oferite. Întreaga activitate a Spitalului de Îngrijiri Paliative Ilișești respectă principiile Organizației Mondiale a Sănătății ale Îngrijirii Paliative, subliniază și directorul medical al acestei unități spitalicești, dr. Daniela Potorac. Este vorba de 48 de paturi care ne-au fost aprobate de Ministerul Sănătății ca funcționare. Sunt două etaje. Ca și mobilier, după cum ați filmat și ați văzut, este un mobilier modern cu paturi reglabile. Acolo unde este cazul, există saltele antiescară care sunt în permanență cu aer circulant, cu acea, să zic, proprietate de a face un masaj subtil pacientului pentru ca să îmbunătățească circulația și să prevină apariția escarelor. Avem în dotare aparatură pe care o folosim la cazurile complicate,
avem aspiratoare de secreții, avem aparate de administrare a oxigenului, pulsoximetre, tot felul de, bine, cele obișnuite spitalelor și ne cam putem descurca în cele mai importante situații, să zic, care apar ca și complicații în starea generală a pacientului. Asigurăm noi aici, asigurăm cazare la standarde înalte, asigurăm 4 mese pe zi. Alimentația la noi este o alimentație bio și tot ceea ce înseamnă alimentație pentru pacienții noștri este produs aici la noi în bucătărie. Există un nutriționist care pregătește meniurile și meniurile sunt adaptate în funcție de afecțiunile pacienților, în funcție de necesitățile lor alimentare. Nu vă ascund că avem un proiect și chiar am și practicat și alimentație vegană la pacienții cu care putem colabora și cu care putem, să zic, coopera în permanență în ceea ce privește evoluția și a tratamentului și a alimentației sale. La alții am cooperat foarte bine cu familiile, pentru că noi nu intervenim în niciun fel fără acceptul pacientului sau a familiei acestuia. Avem grijă în momentul în care noi facem angajări și intervievăm personalul în vederea angajării. Să urmărim foarte clar sistemele de valori ale acelor persoane pe care noi le angajăm. Pentru că aici noi lucrăm cu oameni care trebuie să iubească. Aici lucrurile se desfășoară la un nivel de etică medicală și umană. Prezența acestor spitale înseamnă, am spus că merg mai greu în viață, asigură un mers mai ușor în viață și a familiilor acestor oameni și un mers ușor în viață chiar a lor. În momentul în care intră în acest spital, ei sunt ca și la ei acasă, precum ați văzut, imaginile vă arată, nu este un spital tipic. Ei doar mental știu, este spital, etichetarea de spital. Dar când intră aici, este wow, se simt ca acasă. Pentru că personalul se comportă familiar, pentru că personalul este acolo. În familie, mama își spală copilul la fund. Aici, personalul nostru, care schimbă pampersul, este mama. Și sunt oameni care, după ce schimbă pampersul, chiar am surprins câteva infirmiere de ale noastre, stând de vorbă cu pacienții. Hai să spun, hai să vedem, hai bunicuțule, hai bunicuțo, hai domnule, hai doamnă, noi ne pliem și suntem foarte flexibili, căutăm tot timpul nevoile lor, susținerea lor morală. De altfel, noi în serviciile noastre avem și un program de coaching și dezvoltare personală. Este extraordinar de important. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă care au fost cauzele psihoemoționale pe care ei le-au tot perpetuat toată viața și au ajuns în această stare. Pe noi, în momentul în care îi ajutăm să-și descopere acele probleme emoționale, îi ajutăm să se și împace și să aibă chiar o stare de bine, să zic așa. Pe partea cealaltă, din paliații, ne ocupăm cu partea de medicații care are scheme personalizate. Paliația, de altfel, tratează durerea. Ce este mai important când ai o persoană care toată ziua stă în durere, în durere, tu să o vezi că intri în salon și el îți zâmbește și îmi spune: doamna doctor, știți, sunt fericit. Suntem o echipă de oameni care încercăm să facem maxim de cât putem în fiecare moment. Eu nu zic că facem lucrurile perfect. Suntem oameni, cine nu muncește nu greșește, dar în funcție de puterile pe care le avem, și mă refer chiar și la cele financiare și la cele morale, punem maxim pentru a ajuta acești oameni să vedem lumina și pacea pe chipul lor, a acestor oameni încercați, și în egală măsură să le ajutăm familiile să treacă peste momentele de haos care apar vrând nevrând la fiecare. Iată și o mărturisire emoționantă despre personalul și condițiile pe care le oferă Spitalul de Îngrijiri Paliative Ilișești. Eu am aflat de
spitalul acesta relativ de puțină vreme. Eu făceam navetă la Cluj săptămânal pentru cancer. Și în intervalul ăsta eu nu aveam, cum să spun eu, stăteam la Ostra izolat, nimeni nu se putea ocupa de mine. Și am venit aici joi. Și impresia, vă spun, a fost o impresie extraordinară, nu că fac un fel de pro-domo, știți? Pur și simplu aici afară, când m-a dat jos din salvare, erau cel puțin 10 persoane care m-au primit minunat. Și e vorba de a sprijini asemenea inițiative. Deci dacă ar fi niște bani și s-ar da aici niște bani într-un asemenea stabiliment medical, lucrurile ar fi bune și pentru oamenii care nu sunt cu dare de bani. Da. Mai trebuie precizat că pacienții au acces la curtea interioară situată în imediata vecinătate a pădurii, sala de interacțiuni, sala de kinetoterapie, precum și la cabinetele de consultații sau consiliere psihologică, fiind însoțiți în permanență de către personalul medical.